Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Manifest. Miercuri la Bârsan a avut loc semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții reabilitare DG186, finanțat prin PNDL 2 în Maramureș. Este vorba despre reabilitarea aproximativ 40 de kilometri de drum între Bârsana și Săcel, o investiție de aproape 115 milioane de lei. Durata proiectului este de 2 ani, împărțiți între proiectul tehnic, organizarea de șantier și reabilitarea drumului. La semnarea contractului, alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, s-au aflat o parte dintre primarii care reprezintă localitățile de pe Valea Izei, vicepreședinții Consiliului Județean, prefectul Vasile Moldovan, consilier județeni, dar și reprezentanții aparatului propriu al instituției județene. Bună ziua! Mulțumesc tuturor celor care au acceptat să vină la Bârsana. Știu că de obicei semnăm contractele importante la Palatul Administrativ din Baia Mare, la Casa Consiliului Județean și a Prefecturii. Da, având în vedere că astăzi discutăm despre un proiect extrem de important pentru Maramureșul Voievodal, am considerat că trebuie să venim aici, de unde începem lucrarea, din Bârsana. Vorbim despre reabilitarea drumului județean 186 pe Valea Izei, între Bârsana și Săcel. Sunt aproximativ 40 de kilometri de drum județean, o investiție de aproape 115 milioane de lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, derulat de către Ministerul Dezvoltării, finanțat deci de către Guvernul României. A fost o muncă grea pentru a ajunge în acest moment în a semna efectiv un contract de execuție a lucrărilor. V-am spus valoarea, durata de execuție va fi aproximativ 2 ani de zile, împărțită între perioada de proiectare și mobilizare de șantier, plus încă un an jumătate pentru execuția efectivă a lucrării. Așadar, eu sper că în această toamnă, dacă nu cel târziu, în primăvara anului viitor, să fim în șantier complet și pe Valea Izei, la fel cum deja începem să fim pe celelalte șantiere deschise de către Consiliul Județean în acest mandat. Am cerut la începutul mandatului, în anul 2016, am candidat cu toții la alegerile locale, primarilor, un lucru important, să încercăm să facem proiectele într-un singur mandat. Prea mult s-au derulat proiecte moștenite de la cei dinaintea noastră, iar lucrul ăsta generează neîncredere în rândul oamenilor, rândul maramureșenilor. Dacă reușim să facem proiectele într-un singur mandat, oamenii își vor recăpăta încrederea în capacitatea noastră administrativă de a gestiona cu adevărat proiectele importante ale județului. Dar primii care ar trebui să ne ținem de cuvânt ar trebui să fim noi, cei de la Consiliul Județean, ca să dăm un exemplu tuturor administrațiilor locale că se poate. Și se poate. Sunt proiecte mari, proiecte cu finanțare importantă, pe care acest Consiliu Județean le dorează într-un singur mandat. Și vorbim de drumuri județene multe, importante și în toate zonele și în toate țările Maramureșului. Fie că vorbim de Țara Lăpușului, Țara Codrului, Țara Chiarului, Maramureșul Voievodal, peste tot avem șantiere demarate, finanțate fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene. Sunt aproape 200 km de drum județean care intră în șantier în acest moment, cu termene de finalizare, unele anul 2019, altele finalul anului 2020 sau începutul anului 2021. Deci, aproape într-un mandat, vorbim despre 200 km de drum județean reabilitați în Maramureș. Maramureș are o rețea de 850 de km de drum județean, iar în 25 de ani, de la înființarea Consiliului Județean din 1992 până în 2016, avem 56 de kilometri de drum reabilitați. În acest mandat vorbim despre 200 de kilometri, deci cam de 4 ori mai mult, iar lucrul ăsta cred că ne onorează pe toți și le mulțumesc consilierilor județeni, domnilor vicepreședinți, pentru sprijinul acordat la vot în cadrul Consiliului Județean. Absolut toate proiectele de hotărâre au fost votate unanimitate, dar munca cea mai importantă au depus-o colegii din aparatul propriu a Consiliului Județean. Și le mulțumesc pentru felul profesionist în care au lucrat aceste proiecte, au înțeles prioritățile noastre la începutul mandatului, au înțeles că până la urmă ce am promis maramureșenilor noi ca executiv în 2016 este reabilitarea infrastructurii rutiere județene mai mult decât orice alt proiect. Și atunci, în 2016 am început discuții, reactualizări de studii de fezabilitate, în 2017 am obținut finanțări, am semnat contracte de finanțare, în 2018 am derulat
licitație. În 2019 am semnat contracte de execuție și s-au și demarat șantiere în întreg județ. Astăzi, în sfârșit, din păcate ultimul dintre cele 6 tronsoane mari de drumuri județene pe care le derulăm în această perioadă este Valeizei. Da, a venit și vremea lui. Este o promisiune veche a tuturor conducerilor Consiliului Județean din 1992 până acum că acest drum va fi o prioritate pentru Marea Mureș. N-a fost. Dar uite că astăzi este cu adevărat. Semnăm un contract de execuție. Nu mai vorbim despre promisiuni, nu mai vorbim despre viitor, ci vorbim despre lucruri certe. Vorbim de o licitație finalizată, adjudecată, un constructor care se află astăzi prezent alături de noi, care își asumă un contract alături de Consiliul Județean Marea Mureș și își asumă termenele, în special lucrul ăsta. Noi avem banii, Ministerul Dezvoltării derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Guvernul României, cu adevărat un program care are bani, lucrul ăsta se vede, și dacă vorbim doar despre anul 2019, la nivelul Ministerului Dezvoltării s-au decontat lucrări în întreaga țară de 4,5 miliarde de lei, până în luna iunie. Mai mult decât întreg anul trecut. Și vor fi și la rectificare bani suplimentari puși pe PNDL pentru a avea toate administrațiile locale, consiliile județene, bani pentru a fi decontați. Ideea este să fiți harnici, să munciți, să aduceți facturi la decont către Consiliul Județean, colegii să poată să le recepționeze în regulă, asta înseamnă să fie lucrări de calitate, iar apoi să aducem bani în județ. Avem disponibilitatea necesară de a munci împreună, am primit toate referințele bune din partea colegilor de la CNAIR pentru lucrările pe care le desfășurați pe DN18. Așadar, eu cred că premizele sunt în acest moment constituite pentru a avea o lucrare de calitate pe Valea Izei. Știu că sunt și primari care așteaptă vești despre cealaltă tronson pe Valea Izei, între Bârsana și Vadul Izei. Sperăm la momentul în care Fondul de Dezvoltare și Investiții de luat de către Comisia de Prognoză va demara. Noi am depus acolo proiectul nostru, cererea de finanțare, și sperăm că și acel proiect va fi aprobat, astfel încât întreaga Valea Izei să fie reabilitată în cel mai scurt timp. Dar astăzi vorbim despre 40 de kilometri, 115 milioane de lei investiție și 2 ani de zile maxim ca și termen de execuție. Eu vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și domnului prefect că se află alături de noi. A venit din concediu, asta arată până la urmă importanța momentului pentru întreg Marea Mureș și Voivodal. El este un reprezentant al Sighetului Maia Moației în cea mai importantă funcție administrativă a județului și rog să ne transmită câteva cuvinte. Bună ziua, domnul președinte, stimați consilieri, domnilor primari, domnilor vicepreședinți, dragi invitați. Într-adevăr, putem vorbi despre un nou început pe Valea Izei. Aici pe Valea Izei avem istorie, avem oameni, avem locuri frumoase și atât avem și turiste într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Însă atâția și atâția ani a fost văduviți de infrastructură. În sfârșit, cu sprijinul Consiliului Județean Marea Mureș și cu sprijinul Guvernului României, putem vorbi despre viitor. Avem nevoie de această investiție și atât pe glasul cetățenilor din această zonă, în sfârșit, a fost auzit. Mă bucur că sunt aici alături de voi, mă bucur că v-ați aplicat și asupra Marea Mureșului istoric. Este prima dată când, atâția ani, vorbim de 30 de ani, în Consiliul Județean Marea Mureș a înțeles care este importanța Marea Mureșului istoric în conjunctura întregului teritoriu al județului Marea Mureș. Pentru aceasta, încă o dată, îmi mulțumesc, vă urez mult succes în ceea ce veți întreprinde, să fie o lucrare de calitate, de durată, așa cum suntem noi aici oameni, de calitate, așa să fie și lucrarea pe care o veți realiza. Numai bine, Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Rog pe gazda noastră, pe domnul primar Ștefanca din Bârsana, să ne spună câteva cuvinte. Primul rând, bine ați venit în localitatea noastră, domnul președinte, domnul prefect, domnilor vicepreședinți, consilieri și domnilor primari și doamne primari. Așa că astăzi, într-adevăr, este o zi istorică la noi în Bursana, aici în Marea Mureșul istoric. Acesta este un drum istoric, un drum vechi și mă bucur că în sfârșit s-a ajuns aici, domnule președinte, și vreau să vă felicit pe noastră, întreaga echipă la Consiliul Județean, pe consilierii județeni și nu în ultimul rând pe stafful tehnic care a muncit. Desigur, toată Valea Izei este atât de importantă cât și localitatea noastră. Desigur că și tronsonul care ați amintit
cel de la Bursana la Val Luiza este la fel de important și ne bucurăm că ați început demersurile pentru a implementa și acest proiect și le doresc constructorilor lucru ușor și spor și cu siguranță noi primarii de aici, după Valea Izei, vă vom spune tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce veți dori ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții foarte bune. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit, domnule președinte, mulțumim pentru acest proiect și trebuie să mulțumim și actualului guvern. În sfârșit s-a găsit o soluție de finanțare în Maramureșul istoric, la drumul istoric de pe Valea Izei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Claudia Breban este directorul de dezvoltare la Consiliul Județean Maramureș și managerul de proiect. Vă rugăm să încurajeze echipa. Da, îmi doresc de la acest contract să ne implicăm cu toții, de la autoritățile locale, constructor și noi echipa. Cu siguranță suntem deja acolo pentru că toate obiectivele astea au fost foarte asumate și la nivelul echipei tehnice. Și ne dorim succes în contract, să ajungem la bun sfârșit și să reușim împreună să depășim obstacolele care pot să apară. Mulțumesc! Mulțumim! Spor! Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Eu consider că astăzi este o zi importantă și istorică pentru toți maramureșenii, mai mult de atât pentru tot județul nostru, pentru că Valea Izei reprezintă, părerea mea, cel mai important tronson economic, dar mai mult de atât turistic pentru județul nostru. Vreau să vă spun tuturor baftă, să lucrați în condiții calitative înalte și având în vedere că ne găsim aici în apropierea unui lăcaș de cult, vreau să vă spun tuturor să ne ajute Dumnezeu. Domnul Dăncuș? Dragi prieteni, ce aș putea spune decât asta e pofta ce am poftit, asta e pofta ce au poftit-o toți maramureșenii, în special cei de pe Valea Izei. Și până la urmă, iată că am ajuns acest moment istoric, așa cum se spune, în Maramureșul istoric. Vreau să adresez un cuvânt de încurajare și felicitare în același timp constructorului, pentru că știm că vine din zona Moldovei și de aici, din această parte a țării, a descălecat în Moldova voivodul Bogdan. Se împlinesc anul acesta 660 de ani de când Bogdan a întemeiat statul feudal Moldova și poate nu întâmplător s-au aliniat așa planetele și astrele ca dumneavoastră să ne dați oarecum ceva înapoi după ceea ce a făcut Bogdan pentru... Noi le dăm. Ei să ne dea înapoi un drum cu carte, pentru care o să aveți o carte de vizită excelentă. Pentru că vedeți ce înseamnă potențialul turistic aici și dumneavoastră cu siguranță veți fi beneficiarii dacă lucrarea va fi de calitate. Eu nu mă prea pricep la drumuri, mai mult sunt pe drumuri, dar așa cum spun de fiecare dată, eu aștept să inaugurăm să tăiem panglica, cum se spune, și vă asigur că atunci îmi voi face datoria cu vârf și îndestat și nu veți regreta că ați colaborat cu Consiliul Județean Maramureș. Mulțumesc mult succes! Mulțumesc și eu. Nu neapărat în finalul luărilor de cuvânt, dar având în vedere că cea mai mare responsabilitate de acum înainte pentru buna desfășurare a proiectului aparține constructorului, rugăm un reprezentant al antreprenorului să ne adreseze. Vă mulțumim foarte mult pentru invitația la acest lucru pentru semnarea contractului. Ne face să înțelegem importanța acestui proiect pentru această zonă deosebită încărcată de istorie și de tradiție. De aceea noi nu putem decât să luăm din asta, făcut foarte bine prezentarea proiectului. La acest nivel suntem în fază de proiectare. Imediat după semnarea acestui contract vom intra în etapa de proiectare. Timp de 4 luni de zile vom avea pentru pregătirea proiectului tehnic și încă 2 luni pentru pregătirea detaliilor de execuție. Noi vă asigurăm că vom face tot posibilul ca în măsura, posibilității să limităm acest timp și să, în funcție de vremea din această toamnă, de condițiile meteorologice, să intrăm în șantier, după obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor, pentru că este perioada asta preliminară. Mai departe, o să, așa cum ați aflat, cum ați spus și dumneavoastră, avem în derulare și am construit proiecte de importanță similară sau superioară a acestui proiect.
și vă asigurăm de tot suportul, toată logistica, toate resursele necesare realizării unei lucrări de calitate și vă spun mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc mult. Dacă dintre domnii primari, domnii consilieri, doresc să adreseze câteva cuvinte. Să provocăm pe domnul Bârlea, că e singurul reprezentant al opoziției. Da. Sunt pentru că îmi pasă de ce se întâmplă în Maramureșul istoric și obiectivul acesta mai mult decât bănuiesc unii sau alții. Aș vrea ca acest contract să depășească cât mai repede faza formală, tehnică și să intre în execuție. Da, e o fază instituțională. Deci e o fază formală, instituțional vorbind, domn președinte. Și în felul acesta să nu mai ajungem să dilatăm timpul excesiv de mult spre dezamăgirea oamenilor. Vă reamintesc totuși că a mai fost un contract semnat pe segmentul Vaduizei Secel în 2011 pe credit furnizor prin Ministerul Dezvoltării, care din păcate a fost anulat în 2012 odată cu schimbarea de schimbarea, dar a fost un contract. Eu nu controlez acum. Și îmi pare rău că nu s-a realizat. Sper că asta să aibă mai mult noroc pentru beneficii comune tuturor. De aia am și dorit să venim aici la Bunăstire. Dar nu știi cine taie campanie, că poate nu vei fi tu. Dacă mai dorești cineva... Da. Nu? Domnule președinte, ne bucurăm foarte mult de această investiție. Este o investiție, așa cum a spus dumneavoastră, promisă de ultimii patru președinți a Consiliilor Județene pe care i-am prins eu. Toți erau foarte interesați de Valea Izei și o făceau la începutul fiecărui mandat, după care la sfârșit le părea rău că nu au reușit să o finalizeze. Noi sperăm că această investiție să reușiți să o finalizați, să o finalizați în parte în primul mandat al dumneavoastră. De altfel, îi felicit și pe aparatul tehnic al Consiliului Județean, pe toți consilierii județeni pentru sprijinul pe care vi l-au dat. Sigur că cetățenii vor aștepta chiar de mâine să vadă utilajele și poate ar trebui mai bine explicat faptul că durează partea de pregătire a proiectului, faza de proiectare, care este foarte importantă și că acest proiect a fost licitat la execuție de faza de proiectare și execuție, la pachet, nu sunt separate. Deci undeva utilajele vor fi mai târziu aici, dar undeva drumul intră disconfort, deja... Perioada de disconfort va fi resimțită ceva mai târziu. Deci noi să știți că oamenii aia au așa. Exact. Deci ne-am spus și pentru acea perioadă, dar iar pe constructor îl asigurăm de toată disponibilitatea noastră în problemele pe care le avea în acest lucru este mai important pentru noi. Disponibilitatea de a colabora... Oamenii de-abia așteaptă să aibă disconfort pentru că e șantier. Așteaptă disconfortul ăsta de 30 ani. Confortul rămâne pentru cei de dincolo. Aș putea să vă spun într-o zi de miercuri, de mijloc de săptămână, dacă ne uităm în jur, numai câți turiști sunt în fiecare zi și cred că e una dintre zonele cele mai vizitate din Maramureș, care e o prioritate. Cu atât mai mult, domnii constructori vor avea o carte de vizită, cum vă spune, că am făcut pe Valea Izei, de unde a plecat Bogdan. Sperăm să participăm cu toții la semnarea recepției și să vedem un drum de calitate pe Valea Izei, așa cum așteptăm să semnăm celălalt contract, Bârsana Vadul Izei. Pentru că de acolo începe Valea Izei din Bârsana, dar mă rog... Noi spuneam că din Săcel. Așa că vă felicit, domnul președinte, Consiliul Județean și Guvernul României pentru demararea proiectului, pentru că pot să spun că 70% dintr-o lucrare, dintr-un contract, contează hârtile. Nu mi-am imaginat, semnând un contract în 2017, 2-3 ani de zile, am zis, domnule, trebuie să fii bătut în cap. Ca să faci o lucrare în 3 ani de zile. O lucrare de care să faci în 30 de zile sau în 6 luni. Și uite că am ajuns să văd că 2 ani de zile se tragă și îți vine să... Pentru că lucrurile așa sunt făcute, procedurile. Dar sperăm ca anul viitor, pe timpul acesta, să participăm cu toții la licitație. Știu că perioada e mai mult, dar constructorii vor dori să iasă în evidență, să se afirme... La recepție. Constructorii vor dori să iasă în evidență, că uite, domnule, calitatea lucrărilor și îi felicit și vă felicit încă o dată. Poate o recepție parțială. Bun, înainte de a trece la partea de semnare a contractului, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor consilierilor județeni, indiferent de grupul politic din care fac parte, pentru sprijinul pentru acest proiect. Cu toții au votat proiectele de hotărâre propuse de către executiv.